În urma alegerilor locale din data de 27 septembrie, PSD a obținut 9 mandate de consilier local, PNL 7 mandate, PMP 2 mandate, Pro-România 2 mandate și un mandat USR. În cadrul ședinței ordinare din data de 6 noiembrie 2020, consilierii locale ai municipiului Călăraș au ales prin vot secret cele două persoane care vor ocupa funcțiile de viceprimari. Vreau să vă informez că a fost introdus peste 1 an de zi proiectul hotărârii privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local prin demisia al domnului Coman Dragoș Florin și declararea ca vacantă a unui loc de consilier. Materialul aveți pe buchitul cât și pe adresa de mail. Vreau să vă informez că prin ordinul prefectului numărul 577 din 2016-2020 a fost constatat ca legal constituit Consiliul Local al Municipiului Călăraș începând cu data de 23 octombrie 2020. De asemenea, vreau să vă informez că prin încheierea judecătoriei Călăraș pronunțată în dosarul numărul 6784/2020/2020 au fost validate mandatele consilierilor locali Zbârcea Marius Virgil, Alda Stelian Emanuel, Georgescu Sandina și Enache Georgiana Mihaela. Având în vedere prevederile legale, vă invit să depuneți jurământul. Jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Enache Georgiana Mihaela, vă rog. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și puterea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să ne aștept Dumnezeu. Doamna Georgescu Sandina. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Călăraș. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Și domnul Zbârcea Marius Virgil. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului municipiului Călăraș. Așa să mă ajute Dumnezeu. Având în vedere depunerea jurământului de către cei patru consilieri locali, Consiliul Local al Municipiului Călăraș a încheiat procedura de validare și depunerea jurământului pentru toți consilierii aleși sau suplenți, urmare alegerilor din 27 septembrie 2020. Pentru că pe ordinea de zi, la primul proiect, este alegerea președintelui de ședință, vă rog să faceți propuneri cu privire la președintele de ședință, care va conduce ședințele Consiliului Local pe următoare 3 luni. Votul va fi conform legii vot deschis. Da. Propun pe domnul Liviu Mușat. Gata. Îl propun pe domnul Ivanciu Viorel. Cine este pentru ca domnul Mușat să fie președintele de ședință? 11 voturi pentru. Și cine este pentru ca domnul Ivanciu să fie președinte de ședință? 10 voturi. Nu. În urma acestei alegeri, domnul Mușat este președinte de ședință. Vă rog, domnul președinte, poftiți. Sărbătoarea, bună ziua, vă mulțumesc mult pentru încrederea pe care mi-ați acordat-o. Sper să mă ridic la înălțimea așteptărilor dumneavoastră și ședințele Consiliului de Local să fie un exemplu de ceea ce ar trebui să fac acesta pentru toți locuitorii municipiului Călăraș. Sper din tot sufletul să fim eficienți, să respectăm tot ceea ce prevede legislația în domeniu, iar cetățenii noștri să se bucure de ceea ce noi hotărâm aici, numai și numai pentru aceștia.
Întrucât există o solicitare de suplimentare a ordinei de zi, dați-mi voie să vă aduc la cunoștință. Este vorba de un proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local prin demisie a domnului Coman Dragoș Florin și declararea ca vacant a unui loc de consilier. Dânsul și-a depus demisia la registratura primăriei și trebuie să constatăm acest fapt. Cine este pentru suplimentarea ordinii de zi? Suplimentarea ordinii de zi. Împotrivă? Da. Abțineri? Nu există. Proiectul a fost trecut. Acum vom supune ordinea de zi în integralitate pe care... Domnul președinte, o să stau jos și o să vă rog să fiți de acord ca să propunem acest proiect de hotărâre, să schimbăm puțin ordinea de zi și să propunem la punctul 3 acest proiect de hotărâre numărul 7, deci să inversăm puțin cu decernarea titlului de cetățean de onoare a domnului Daniel Ștefan Drăgulin, după care putem să intrăm în ordine. Validare, după ce se alege comisia de validare, putem să votăm. Nu are nicio problemă cu comisia, nu are nicio legătură, da. Dacă vi se pune propunerea domnului consilier Ivanciu, sunt obiecțiuni? Nu. Este toată lumea de acord? Da. Atunci facem această... Supuneți la vot, președinte. Supunem la vot. Ordinea de zi, modificarea... Corect. Unanimitate pentru ordinea de zi, modificată așa cum... Unanimitate. Mulțumesc mult. Bun, atunci cu această modificare vă supun la vot ordinea de zi a ședinței de astăzi. Cine este pentru? Unanimitate. Unanimitate. Atunci proiectul de hotărâre numărul 7, care a devenit numărul 3, pentru conferirea titlului de cetățean de onoare domnului Daniel Ștefan Drăgulin, primar al municipiului Călăraș în perioada 2012-2020, din păcate plecat dintre noi. Inițiatorul? Păi, este ok. Inițiatorul sunt eu, dar s-a schimbat un... Dacă aveți... Nu, n-am niciun fel de probleme. Dacă sunt intervenții din sală, da, vă rog. O să cer permisiunea să vă citesc de aici. Am scris mai multe împreună cu colegii mei. O să încerc să le sintetizez pentru anul. Dar totuși trebuie să citim. Vreau să vă spun că Partidul Național Liberal a luat această inițiativă concomitent și cu domnul primar Dulce, căruia îi mulțumim pe această cale. Fără să vorbim amândoi, dânsul a venit în întâmpinarea noastră, ceea ce dă acestui Consiliu posibilitatea să înceapă cu dreptul și să ne respectăm opțiunile. Am să încerc să fiu cât mai scurt, deși viața unui om este greu de înlocuit. O să citesc ceea ce a scris un filozof mare, că cea mai mare onoare constă nu în a te folosi de onoare, ci în a fi considerat demn de el. Pentru mulți oameni, onoarea este o virtute, la fel cum pentru mulți alții este doar un cuvânt. Însă pentru Daniel Ștefan Drăgulin, onoarea a fost o virtute definitorie pe care și-a asimilat-o pe tot parcursul existenței sale, transformând-o chiar într-un scop, chiar fără lipsă de modestie cu propriul său cred. Din perspectiva omului politic, colegului, cadrului didactic, părintelui, bunicului, nu îl putem readuce la doar câteva cuvinte, dar putem consemna povestea sa în capitole marcante pe scena comunității pe care a deservit-o până la sacrificiu. Daniel Ștefan Drăgulin s-a născut la 5 august 1961 în comuna Dragoș Vodă. A urmat școala din comună.
fiind și respectând valorile religioase, deoarece tatăl său a fost și bunicul său a fost preot. Ciclul primar gimnazial a absolvit, așa cum spuneam, la Dragoș Vodă. A făcut liceul la București, liceul industrial numărul 16, după care a devenit absolvent al Facultății de Metalurgie din Institutul Politehnic București. Dorința de formare și perfecționare l-a însoțit permanent, el fiind un promotor al educației pe tot parcursul vieții. În perioada 1984-1990 și 1990-1996 lucrează în cadrul SIDER CAESA. În perioada 96-97 activează în cadrul societății Edilu ESA. Între perioada 1996-2001 devine administrator de firmă, după care în 2004 până în 2012 devine vicepreședinte al Consiliului Județean. E prea lung să mă ascultez? Mă ascultați? Da. Vă rog. În perioada 2004-2012 devine vicepreședinte al Consiliului Județean. Din 2012 până în 2020 este ales primar al municipiului, funcție pe care a exercitat-o cu credință în Dumnezeu și dragoste pentru comunitatea locală. Continuând tradiția familiei, își perfecționează cariera didactică. Știm cu toții că a obținut un doctorat, a devenit lector, cadru didactic la această universitate. Chiar ar mai fi multe de spus. Are două mastere în managementul afacerilor publice, în cadrul Academiei de Studii Economice. De asemenea, este omul care a inițiat în urmă cam cu 6 ani și a creat aici în cadrul primăriei o echipă foarte performantă în ceea ce privește fondurile europene. Parte din aceste proiecte le-ați văzut și sunt finalizate. Parte din ele sunt în curs de execuție, iar parte dintre ele sunt în implementare. Sperăm ca actualul primar, cât și cei care vor fi aleși astăzi viceprimari, să continue lucrurile bune pe care le-a început Dan Drăgulin și de asemenea să contribuie la binele mers al lucrurilor în comunitate prin noi proiecte, pentru că așa cum vreau să vă spun din postura de fost viceprimar, bugetul primăriei este foarte mic. O știe și domnul primar Dulce, Marius Dulce, de aceea este nevoie pentru dezvoltare și pentru o viață cât mai bună a comunității să implementăm noi proiecte, să câștigăm. Sunt convins că cei care vor fi aleși azi, împreună cu domnul primar, împreună cu colegii mei consilieri, vom face în așa fel încât după perioada asta de lupte și de inerente mici fricțiuni, să ne așezăm la treabă. Urmează vremuri foarte grele, așa cum știți cu toții, și sunt foarte multe probleme de ridicat. Dan Drăgulin, închei, a fost cel mai bun dintre noi și mă refer la noi cei de la Partidul Liberal. Noi și sperăm că mulți dintre cetățenii orașului nu o să-l uităm niciodată. Dumnezeu să-l ierte, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc mult succes. Dacă vreau să completez, ideea este că, așa cum am declarat că facem cetățean de onoare și se întâmplă astăzi, din punct de vedere procedural, nu am putut să mai facem o hotărâre de Consiliu astăzi, prin care să dăm numele bazinului de not tot al lui, Daniel Ștefan Drăgulin, doctor inginer, da, pentru că mi s-a părut normal și este un act de normalitate. Vă mulțumesc. Da, corect. Mulțumesc. Alte intervenții, dacă mai sunt din partea noastră. Să ne comunicați procedura de vot. Prin tăiere. Dacă nu vrem, sau în conjurarea cifrei. Prin tăiere, cea mai simplă. Ok, deci rămâne buletinul, adică așa cum este redactat, dacă suntem de acord. Da, exact. Thank
Mă permiteți, domnul președinte. Dacă sunteți de acord să treceți la următorul proiect de hotărâre care are ca și obiect desemnarea comisiei de numărătoare a voturilor secrete și după asta, după ce s-a zis comisia, să procedeze la numărătoarea a voturilor. Stai, că după aceea, când intrăm pe ordinea de zi ca lumea, vă zic de două puncte. Bun. Nu facem propuneri pe partide? Așa, așa. Da, da, ok. Suntem cinci partide, sunt reprezentate. Exact. A marcat intrarea în acest proiect, în partele pe acest proiect de hotărâre privind Comisia de numărare a voturilor. Sunt, vor fi cinci membri. Comisia, propunerea este pentru 5 membri, având în vedere că suntem 5 partide, propunerea este Camelia Grăitor. Pe 1. Da. Doamna doctor Carmen Filimon, în partea Partidului Social Democrat. Camelia Grăitor, doamna Filimon, domnul Liviu Mușa. Ce e de îi propun pe domnul Buzoianu Toni, posibil, PNT. Partidul Mișcarea Populară, da. Buzoianu, Buzoianu Toni. Toni, domnul Buzoianu Toni. Pro România, domnul Chiriță Alexandru. Și de la sine... Și domnul Mirescu de la USR. În urma propunerilor dumneavoastră, vă rog frumos să vă exprimați votul pentru această structură, deci de 5, cu președinte și secretar, cei care au fost nominalizați. Cine este pentru? Unanimitate și domnul. Vă mulțumesc. Proiectul de hotărâre a fost adoptat. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local al Municipiului Călăraș. După cum știți, sunt 6 comisii de specialitate în funcție de afinitățile dumneavoastră, de pregătirea, de, eu știu, năzuințele pe care le aveți. Care consilier trebuie să fie minim două. Da. Și această condiție, minim două comisii pentru fiecare consilier. Dacă doriți, vi le reamintesc, care sunt pentru colegii mai noi, aș dori să le enumăr. Comisia numărul 1, Comisia de Buget, Finanțe, Studii, Prognoze, Dezvoltare Economico-Socială. Comisia numărul 2, de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor publice, disciplină în construcții și administrarea domeniului public și privat al municipiului Călăraș, conservarea patrimoniului cultural, istoric, artistic și de arhitectură, ecologie și protecția mediului înconjurător, Comisia numărul 3, pentru activități științifice, învățământ, culte, probleme ale minorităților, Comisia numărul 4 pentru sănătate, muncă, protecție și integrare socială, relații cu publicul, relații cu alte consilii locale și alte organe de autoritate publică și ONG-uri. Comisia numărul 5 pentru administrație publică locală, juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor, relații cu mass media, relații externe. Și în sfârșit, Comisia numărul 6, Comisia pentru Servicii Publice, Comerț, promovarea liberei inițiative. Procedăm la un tur la toți consilierii sau cum? Partide sau cum? Dacă v-ați gândit și aveți propunerile, puteți face acum. Dacă vreți... Vreți nominal sau pe partide? Pe partide. Pe partide. Bun. Rugămintea mea este să acceptăm ca de fiecare dată când vorbim de partide să mergem în ordine descrescătoare a numărului de voturi obținute de partide în alegeri. Vă rog frumos, domnule consilier Sturcea. Da, deci pentru prima comisie din partea Partidului Social Democrat, doamna Sorina Georgescu, da, doamna Rai Iuliana, Toian Gheorghe, Mușat Ziș. Mulțumesc. Comisia numărul 2. Comisia numărul 2. Doamna Sorina Georgescu, da, Sbărcea Marius, da, Dinu Florian, da, și domnul Dragul Nicolae. Da, mulțumesc. Comisia numărul 3. Domnul Stoian Gheorghe, da, doamna Filimon Carmen. 4. Doamna Filimon Carmen, da, și domnul Dragul Nicolae. Dragul Nicolae. 5. Sbărcea Marius. Sbărcea Marius. Dinu. Dinu Florian. Da. Isterica Aldea. Și Raiu Iuliana. Raiu Iuliana. Și Comisia numărul 6. Stelian Aldea. Stelian Aldea. Și domnul Ivo Moșar. Ivo Moșar.
Vă mulțumesc. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, dacă o luăm în ordinea asta, eu reprezent absolut fără, nu o să am opțiune. Adică, Da. Trebuie să fiți în comisie. Deci nu există, un număr... Am luat în calcul acest... Ceea ce avea de etate și prezint. Nu, dar am luat în calcul acest și nu aș fi făcut. N-aș fi trecut cu tancurile. Așa, vă rog frumos, domnule consilier, Ivanciu, exprimați punctul de vedere. Foarte succint. Ivanciu, la 1 și la 6? Nu puteți să le aveți. Deci, trece 1 și 6. Nu? Croitorul, 3 și 4. Da, domnule. Ca să fim eficienți. Domnul Buzea, ca să mai... 6, sigur. Nu, 1 și 2. Okay. Cătălin, Marius Călin. 6 și 5. 6 și 5, Cătălin, Marius Călin. 5 și 6. Andrei Niță. 1, 2. Andrei Niță. Și Enache, 3 cu 4. 3 cu 4. 3 și 4. Vă mulțumesc. PMP-ul? Coma, Liviu și Buzoianu, Toni, mergem pe poziția 2 și poziția 5. Deci pe 2 și 5, Coma, Liviu, Liviu și Buzoianu, Toni, 2 și 5 astăzi, da? Buzoianu. Atât? Vă mulțumesc. Pro-România? Da. Deci o să fie domnul Sărzea la Sănătate și Administrație Publică, 4 și 5. 4 și 5. Sărzea și... Și Sărnatul Chirița Alexandru la Comisiile 1 și 2. Ce faci? 2 și 3, domnul Sărzea. Deci... 1 și 2, domnul Sărzea. 2 și 3. Ce gândeam? Ce gândeam? Ce gândeam? Cine este pentru configurația acestor comisii, așa cum i-a fost exprimată de dumneavoastră? Mulțumesc. Voturi pentru? Unanimitate. Abțineri? De fapt, domnul Buzea nu este în sală. Nu, că ar fi culmea să se vot. Să nu se potrivă. 19 voturi pentru, din 19 exprimate. Buzea este și din sală. Vă rog să consemnați. Să consemnați așa. Da? Mihaela? Domnul Buzea apare? Îl întreb dacă votează la proiectul... Lasă-mă. Dacă are... Nu e aici să nu... Bun, de data asta acceptăm. În ședința viitoare o să încercăm să fim mai riguroși, fiindcă printre multele așteptări ale călărășenilor și rigoarea este la ce facem aici. Bun. Deci proiectul a fost aprobat în unanimitate. Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului municipiului Călăraș. După cum ați văzut, sunt două proiecte de hotărâre, fiindcă mergem după nou cod administrativ, și trebuie făcută delimitarea între viceprimarul care va asigura, îl va înlocui pe primar în perioada în care acesta nu-și poate exercita funcția, și, mă rog, al doilea viceprimar. Practic, acum suntem la proiect de hotărâre pentru alegerea acestui viceprimar, prim viceprimar. Înlocuitorul primar. Înlocuitorul primar, da? Din partea grupurilor de consilieri, așteptăm propuneri. Vă rog, domnule consilier Ivanciu. PNL-ul propune pe Andrei Bogdan Niță. Andrei? Bogdan Niță. Niță. Vă mulțumesc. Din partea Partidului Mișcarea Populară îl propun pe domnul Buzoianu Toni. Buzoianu Toni. Da. Din partea Partidului Social Democrat îl propun pe domnul Dragu Nicolae. Vă mulțumesc. Pro-România? Nu. Anare. Dumneavoastră? Nu. Bun, atunci rog secretariatul să întocmească buletinul de vot. O să atomim buletinul de vot și procedura va fi prin, la fel ca la cetățean de onoare, prin tăiere. Deci, haideți să clarificăm. O singură persoană. Da. Nu? Vor fi 5 nume pe buletin. 3.
Două nume netăiate înseamnă invalidarea buletinului de vot. Deci trebuie să rămână unul. Maximum. Atât, mă, unul de sănătate. Sau doi, cât voi, mă. Nu, doi e invalidare. De ce? Păi cum să alegi pentru... Păi alegem unul acum sau doi? Da, unul trebuie să rămână. Da, unul trebuie să rămână, da. Deci tăiem patru, lăsăm unul? Vor fi trei. Sunt trei propuneri. Trei propuneri și... Și tăiați pe cine nu vreți și rămâne netăiat pe cine îl doriți. Netăiat, adică. Exact, netăiat în bucăți. Deci avem Nița Andrei, Buzoianul Toni și Dragul Nicolae. Vorbește-mă frumos. Am zis și vă. Domnul consilier. Sunt trei, dar pot să pun comisia de numărare. Da, draga mea, nu fie așa. Un primar nu vă rog de colegele noastre. Nu, vă rog frumos, doamna președintă, să dați citire. Proces verbal încheiat astăzi, 6-11-2020, de către Comisia de Numărare a Voturilor exprimate de către consilierii locali prin vot secret. Procedându-se la numărarea voturilor privind alegerea viceprimarului 1 al municipiului Călăraș, s-au constatat următoarele. Andrei Bogdan Niță, număr de voturi exprimate 20, din care voturi valabile 20, voturi nule 0, voturi pentru 9, voturi împotrivă 11. Buzoianu Toni, număr de voturi exprimate 20, din care voturi valabile 20, voturi nule 0, voturi pentru 0, voturi împotrivă 0. Dragul Nicolae, număr de voturi exprimate 20, dintre care voturi valabile 20, voturi nule 0, voturi pentru 11, voturi împotrivă 9. În consecință, domnul Dragul Nicolae este ales viceprimarul numărul 1 al... Gata! Haideți! Să facem propuneri Bun. Trecem la următorul proiect de hotărâre, cel de-al doilea viceprimar. La fel, vă rog frumos propuneri, domnule consilier. Suntem consecvenți, da. Și îl propun tot pe Andrei, tânărul nostru coleg, Andrei Bogdan Niță. Vă mulțumesc, domnul Coma. Liviu Coman, Partidul Mișcarea Populară. Alte propuneri, vă rog? Nu mai sunt propuneri? Nu mai sunt. Bun, buletinul de vot cu cele două propuneri. Nu s-a vrut și domnul Coman. Domnul Coman se iasă cu... Stai așa? Domnul Ivanciu? Între timp, Comisia de Numărare a finalizat acțiunea. O rog pe doamna președintă să dea citire procesului verbal. Proces verbal încheiat astăzi, 6-11-2020, de către Comisia de Numărare a Voturilor, exprimate de către consilierii locali prin vot secret. Procedându-se la numărarea voturilor, privind alegerea viceprimarului 2 al municipiului Călăraș, s-au constatat următoarele. Niță Andrei Bogdan, număr de voturi exprimate 20, dintre care voturi valabile 20, voturi nule 0, voturi pentru 9, voturi împotrivă 11. Coman Liviu, număr de voturi exprimate 20, dintre care voturi valabile 20, voturi nule 0, voturi pentru 11, voturi împotrivă 9. Vă mulțumesc!
consilier Coman este ales viceprimar al municipiului Călăraș. Felicitări, domnule viceprimar, vă rog frumos. Astăzi e un moment important pentru municipiul Călăraș și cetățenii lui, întrucât avem în componența noastră consilier valoros în toate domeniile de specialitate și sperăm ca orașul să redevină iar orașul florilor, ca să știți el deja, vă amintiți, locul 2 pe țară era după Cluj, ca spațiu verde și flori după Cluj, ca să știți, că orașul, un oraș vestit. De asemenea, va trebui împreună, dumneavoastră și cu directorul de direcții, să punem în funcțiune alimentarea cu apă a orașului Dâncuță de Mare Adâncime, care se tot trăgânează din anul 1996. Uitați că abia s-a făcut recepția zilele acestea. Domnul primar s-a făcut recepția, am înțeles, la... Nu s-a făcut recepția, urmează zilele. Discutăm, da. Deci, de asemenea, trebuie să construim locuințe pentru tine. Nu s-a construit decât două blocuri în 8 ani. Nu se poate. Noi, domnul consilier, mai vechi știu, noi făceam cel puțin 100 de apartamente pe an. Ca să știți, consilierii vechi care... Deci trebuie să trecem serios, să stăm la porțile Ministerului Dezvoltării și la CNI, să luăm bani să construim locuințe, pentru că mulți tineri pleacă și din cauza locuinței. La fel. De asemenea, curățenia trebuie ca orașul să strălucească orașul. Nu numai în față, pe, știți, pe bulevardele principale. Trebuie să intrăm la periferie. Trăiesc oameni într-o mizerie. Nu se poate așa. Trăiesc, Doamne ferește, de epidemie. Deja o avem, acest COVID, dar va să apară și altele pe lângă aceste paciente, pe lângă acest COVID. Eu zic că cu dumneavoastră împreună și cu cetățenii noștri vom face un oraș și, într-adevăr, modern și european. Vă mulțumesc foarte mult. Stimați colegi, doresc să mulțumesc în primul rând tuturor cetățenilor care au făcut ca prin votul acordat să fiu ales în Consiliul Local și așa, după cum am promis, să-i asigur că voi face tot ce este posibil pentru a le valorifica votul exclusiv în binele comunității. Mă simt onorat și vă mulțumesc dumneavoastră celor care astăzi mi-ați acordat încrederea pentru ocuparea funcției de viceprimar. Doresc de asemenea să vă asigur, domnule primar, și pe dumneavoastră, stimați colegi din Consiliul Local, că îmi voi desfășura activitatea în spirit de echipă și voi pune la dispoziția demnității funcției întreaga mea experiență profesională și managerială în scopul dezvoltării municipiului nostru ca un oraș funcțional, modern, curat, civilizat, demn de o reședință de județ de nivel secolul 21. Consider că este timpul să trecem la treabă, să lăsăm deoparte rivalitățile politice, resentimentele, doctrinele și ideologiile de partid și vă invit, stimați colegi, să ne desfășurăm activitatea într-o relație corectă, instituțională, profesională și să punem toți umărul la ridicarea Călărașului din condiția de oraș de provincie în care se regăsește astăzi. În aceste vremuri, mai mult ca oricând, trebuie să ne gândim la toți călărășenii în oricare parte a orașului ar locui, dar și la cei plecați departe pe care să ne dorim reveniți aici și să le asigurăm prin fapte liniștea și confortul traiului de zi cu zi, dovedindu-le că știm ce care ne sunt nevoile, ce avem de făcut și în ce ordine trebuie să prioritizate acțiunile actului de guvernanță locală pentru realizarea unui trai mai bun, cu sănătate, educație și confort de nivel european. Vă mulțumesc!